Bun găsit, oameni buni! O ediție specială în această seară. Aici se află poate cel mai important om din perioada de după 1989, fostul director al Serviciului Român de Informații, domnul profesor universitar Virgil Măgureanu. Bun găsit la această întâlnire! Bine ne-am regăsit și un salut în sănătate, cordial, în primul rând. Și un salut cordial către toți ascultătorii noștri. Îngăduiți-mă în introducere să protestez împotriva formulei pe care ați folosit-o. Vă rog. Poate cel mai important om. Eram unul dintre slujitorii statului român atunci în anii 90. E adevărat că pentru a sluji cu adevărat statul român, mulți nu s-au înghesuit. Și eu eram unul dintre cei care am ținut această partitură vreme de 7 ani în calitate de director al serviciului. Director, cel care a și înființat Serviciul Român de Informații, începând cu 26 martie 1990. Dar de departe nu eram cel mai important. Și tocmai aici a fost problema, că spectrul puterii de atunci era așa de pestriț și așa de amestecat din punct de vedere al personalităților care evoluau în cadrul puterii, încât foarte greu se poate spune că cineva a deținut cu adevărat primul loc. Formal, desigur, era șeful statului cel care era și, să zicem, promotorul primului regim democratic de după dictatura ceaușistă. A fost sau nu revoluție în 1989? Sau cât a fost revoluție, cât a fost influența serviciilor străine? Domnul Ghile, am fost de atâtea ori nevoit să-mi spun părerea negativă cu privire la cele care s-au petrecut atunci și da, am avut argumente să susțin în repetate rânduri că atunci n-a existat revoluție pentru simplu fapt că practic nu s-a putut modifica în spectrul puterii de care am vorbit atât de radical o schimbare revoluționară, dacă doriți răspunsul, încât să profite o majoritate socială de pe urma acelui eveniment pe care mulți îl numesc cu prea multă ușurință revoluție. Ăsta ar fi unul dintre argumente. N-a existat o majoritate socială care să profite cu adevărat, în mod democratic și, desigur, cu continuitate în planul istoric de cele întâmplate după căderea lui Ceaușescu. Asta ar fi unul dintre argumente. Nu singurul. Garnitura celor ajunși la putere era, așa cum s-a și spus de atâtea ori, oameni din eșalonul 2 al fostului regim. Asta ar fi un alt argument. Dacă ne aducem aminte de Marea Revoluție franceză, cu toată faza ei de teroare și cu toate acele cazuri cu ghilotinarea celor mai, dintre care și unii dintre revoluționari. Dar atunci, aristocrația a fost dată s-a la o parte complet. Și da, a devenit nu seamănă cu Revoluția Română. Posesoarea puterii, mai bine ar fi semănat. Da. Fie vorba între noi. Da. Dar posesorii puterii au devenit cu adevărat ceea ce s-a spus atunci starea a treia, adică burghezia. Mă rog, reprezentanța ai burgheziei, atâția cât s-au fost. Și, desigur, cam de pe atunci s-a și configurat Franța ca stat republican, nu ca
da, monarhie, cu toate că am mai avut în secolul XIX, după Marea Revoluție franceză, am mai avut câteva încercări de resuscitare a monarhiei, dar în mod practic Franța a devenit republică odată cu marea ei revoluție. În România lucrurile s-au întâmplat așa cum era și de așteptat, după căderea lui Ceaușescu, totul a trebuit improvizat, din mers, și nu s-a putut face mare lucru. O să mai vorbim despre asta azi la o lansare de carte. Și, într-adevăr, trebuie să recunoaștem, cel puțin eu așa sunt de părere, că, într-adevăr, atunci n-a putut fi o revoluție. N-ar fi avut când. Și ca timp, nu? Nu era vorba doar de timp, orice... De organizare. Să ne amintim iarăși cu Revoluția franceză. Un secol a trebuit să se decanteze, numit secolul luminilor. Vă amintiți? Da. Secolul XVIII, secolul luminilor. Când marile minți, strălucitele minți ale iluminismului de atunci, secolul XVIII, din Franța și din toată Europa, configurau alte idei, depășind monarhiile absolutiste de altă dată. Și în România, pregătirea ideologică a ceea ce s-ar fi putut numi revoluție n-a avut când să se producă. Astăzi a căzut dictatura ceaușistă, de mâine încolo trebuia să trecem la regimul democratic. Ca să pretindem că asta s-a făcut în urma unui act revoluționar, e prea mult, dacă nu vrem să mistificăm. Cădem în ridicol. Nu, dacă nu vrem să mistificăm faptele istorice în pofida celor întâmplate. Da. Ce s-a întâmplat de fapt? E titlul cărții, da, la care dumneavoastră răspundeți, la Viniei Betea, la foarte multe întrebări. Ce vreau eu să vă întreb, domnule profesor? 1990-1997. Care erau riscurile de securitate pentru România în acea perioadă? Colosale. Colosale. Și plec chiar de la faptul cum s-a încheiat prin procesul acela improvizat și, din păcate, nedrept, de la Târgoviște. De acord. Cum s-a încheiat practic dictatura ceaușistă prin împușcarea celor doi. Atunci s-a conturat și lumea nu era foarte, să zic așa, avizată, informată despre cele care urmau să se întâmple, dar foarte mulți dinăuntru, îmi pare rău că spun acest lucru, dar veți vedea, dar și mai ales din afara țării sperau în prăbușirea, odată cu dictatura ceaușistă, a statului român. Și desigur, atunci cu repercusiuni grave asupra națiunii române și asupra celor întâmplate anterior, inclusiv marile evenimente politice din Ardeal care au dus la România Mare. Toate astea sperau unii din afară, nu tare departe de noi, să se prăbușească și să se termine cu toate acestea. Era, după 44, coincidență neplăcută, atunci când a fost împușcat, capturat mai întâi și apoi împușcat mareșalul Antonescu, mulți au sperat din afară tot așa că se va prăbuși statul român, cu totul. Nu știu ce coincidență extrem de neplăcută în plan istoric pentru România. De câte ori conducătorul ei piere, trebuie să piară însuși statul. Dovadă că puterea nu era alcătuită, să zicem așa, pe baze solide și că dictaturile nu erau forma cea mai potrivită pentru temeinicia statului român. Am avertizat și pomenim despre asta în cartea de care vorbiți. Am avertizat asupra riscului unei dictaturi care duce țara către pieire. Și
și am făcut-o și vorbind cu o mulțime de oameni anterior, momentului 89 decembrie. Am vorbit cu o mulțime de oameni avertizând asupra pericolelor care planează asupra societății românești datorită acestei continuități nefirește a dictaturii Ceaușescu, pe care astăzi mulți o deplâng și chiar o consideră o pierdere pentru noi. Dar este acea parte, îmi permit să zic, retardată a opiniei noastre publice, probabil cea mai involuată, care ține la dictatură, în loc să privească către viitorul nostru, care nu poate fi decât în democrație, în democrație, în libertate, în multiplicitatea opiniilor, în dezbateri libere și așa mai departe. Nu ne place decât să vină un tătuc oarecare, eventual un tip mediocru, și să ne conducă către ce? Iată că era cât paci să fie în pericol însuși bazele statului român. Atunci... E în ADN-ul românului plăcerea aceasta de a fi condus de un... Nu, scuzați-mă, sau? Nu sunt de acord. Deci, în ADN-ul românului, mai întâi, ce numim român? Noi ne-am putea dori o societate evoluată numai cu oameni evoluați. Dacă ne luăm după ADN-ul românului, vom constata că spiritele cele mai progresiste din România au tins, și nu există excepții, întotdeauna către democrație și nu către dictaturi, nu către tătuci. Nu e în ADN-ul românului și aici sunt nevoit să vă contrazic. Da. Depinde cât suntem de informați și cât de tare ținem la valorile numite libertate, democrație și așa mai departe. Momentul în care ați înființat Serviciul Român de Informații, ați preluat moștenirea fostei securități, o moștenire foarte grea. Care a fost modelul? Modelul american, modelul britanic, modelul sovietic? Da, bună întrebarea. Ca să vorbim puțin despre modelul american, că tot m-ați întrebat. Americanii au venit pur și simplu la noi, care eram în pregătire, și au spus, dați-i pe toți afară și aduceți alții de pe stradă. Și am avut o replică cu unul dintre reprezentanții, desigur, importanța ai ambasadei, și le-am spus, zic, poate acesta este motivul pentru care voi, după procesul de la Nürnberg, ați racolat câțiva dintre membrii importanți ai serviciilor naziste, nespânzurate după procesul de la Nürnberg. Că de unde știu eu toată? Păi că e o chestiune pe care o știe toată, e un... adevăr public că ați racolat. Nici voi n-ați putut pleca de la zero când ați edificat CIA și celelalte. Așa că noi nu putem să facem. Ați vorbit de o moștenire grea, domnul Ghilea, și de fapt noi am fost foarte neîndemânatici atunci, pentru că modelul către care tindeam și către care ne-ar sta bine să tindem chiar și azi, ar fi modelul acelui SSI condus mai întâi de Morozov și mai apoi de Eugen Cristescu, sub mareșalul Antonescu. Serviciile speciale românești au fost conduse de marele Eugen Cristescu. Cam acesta era modelul de la care vroiam să plecăm. Și acum m-ați întrebat despre americani și despre serviciile occidentale. Cu cele sovietice nu doream să avem în vreun fel de a face și, sincer, era Evgeni Primakov atunci la conducerea serviciilor secrete sovietice. Înainte de Primakov, să nu se uite că serviciile lor, KGB-ul, ca să pomenim așa, de tristă amintire, era condus de acel Kruchikov, de acel Kruchikov care câteva luni mai târziu, după decembrie 90,
a fost unul dintre coautorii loviturii de stat împotriva lui Gorbaciov, acel Kriuchikov. Deci cu asemenea, nu numai cu asemenea specimene, dar cu asemenea modele, nu doream în niciun fel să avem de-a face. Însă vă informez și informăm pe toți care ne ascultă că am primit de la americani material documentar dintre cele mai semnificative documente și nu numai, și de la francezi și nemții ne-au dat atunci și noi am înserat aceste materiale documentare, erau modele de legi și de reglementări privind funcționarea serviciilor secrete în regim democratic. Și le-am înserat pe toate în cele două legi pe care și eu însumi și alți reprezentanți de la noua instituție le-am formulat în legi, legea organică a SRI-ului, legea de organizare și funcționare a Serviciului Român de Informații și legea numită Legea Siguranței Naționale. Cele două legi care au fost apărate paragraf cu paragraf de noi în Parlamentul României în parcursul anului 1991. Și după câte știu, ele sunt și astăzi acolo, la locul lor. Dar nu, doresc doar să spun că în mod desigur precumpănitor, dar pe model totuși românesc, așa s-a născut SRI-ul din punct de vedere legislativ. Cât despre moștenirea grea a fostei securități, am făcut prostia că i-am înserat la început pe cei care nu fugiseră din țară sau care nu se trecuseră rapid în rezervă, i-am înserat pe toți în serviciu. Un an mai târziu, când cu cazul acela trist pentru noi, cazul Berevoiești, cu ascunderea nu știu căror tone de documente ale fostei securități sub un munte de steril, tocmai la Berevoiești, unde n-aveau ce căuta. Era o încălcare flagrantă a legii și un abuz nerușinat din partea unor foști, pe care, desigur, i-am dat care afară. Încercau să ascundă. Dar după aceea, mii de reprezentanți salariați au trebuit să ne părăsească, începând cu primul adjunct. Ați avut un curaj fantastic. Mă iertați, mă iertați, din nou sunt nevoit să vă contrazic. Se pune pe seama curajului niște lucruri pentru care noi n-aveam alternativă. Atunci sau procedam cum s-a procedat, sau pieream ca instituție, vreau să zic. Așa încât despre curajul nostru aș vrea să vorbesc mai precaut. Făceam și noi ce se putea face într-un context care era, îmi permit să zic, extrem de constrângător pentru noi. Și e bine să nu uităm acest lucru nici astăzi și să nu ne credem prea mari atunci când suntem cocoțați într-un loc public cam înalt, poate pentru pregătirea noastră, dar asta e deja altă problemă. Care a fost cel mai greu moment din cei 7 ani și ceva de directorat în fruntea Serviciului Român de Informații? Care îl resimțiți ca o povară? Îmi permit să vă spun că au fost o succesiune de fenomene nedorite care le putem considera, conform întrebării dumneavoastră, momente grele. Păi, bună oară! Cel mai greu și cel mai apăsător pentru noi a fost, fără îndoială, povestea cu Mineriada. Din iunie, 13-14 iunie 90. Acela a fost un moment atât de compromițător pentru noi toți. Un amestec de putere cu teroarea. Acolo nu erau intervenții de afară? Îmi pare rău, greșeala aceasta cu Mineriada nu este o greșeală pe care o putem pune pe seama cuiva din afară. Avem destule momente pe care le putem lega
Bună oară, evenimentele din decembrie, numite de unii cu frivolitate Revoluție, sunt toate inspirate și multe dintre ele realizate datorită intervențiilor din afară, nedorite și acelea. Dar asta necesare, cu mineriada... Necesare, atunci, necesare, nu? Se putea altfel? Vreau să vă întreb. Domnul Ghilea, îmi permit, nu se putea altfel, ar fi fost, îmi pare rău să o spun, dar trebuie să o subliniem către opinia publică, așa, foarte apăsat. Dacă n-ar fi fost intervenție, imixtiuni din afară, unele dintre ele imixtiuni armate, punctuale e drept, nu s-ar fi petrecut evenimentele din decembrie. Regimul Ceaușescu nu s-ar fi prăbușit dacă n-ar fi existat asta. Și am scris-o și o spunem întotdeauna apăsat, pentru că, din păcate, avem argumente. Aș fi vrut să n-am argumente și să spun că meritul este al spontaneităților românilor care i-au spulberat pe comuniști. Nu s-a întâmplat așa. Asta odată. De altă parte, deci, asta și arată că mult timp am evoluat sub semnul unei ambiguități, atunci cu prăbușirea regimului. Dar mineriada, mă întorc și zic, 13-14 iunie, nu putem pune pe seama niciunei imixtiuni din afară și este prostia noastră, a guvernanților de atunci, în întregime, apasă asupra noastră. Și îmi pare rău să o spun, cu toate că am fost împotriva venirii minerilor și am documente pentru a arăta că am încercat să contracarez, dar ce te faci că toate ministerele îi chemau pe mineri și de la Palatul Victoria de asemenea îi chemau pe mineri. Nu președintele, președintele era, îmi pare rău să o spun, într-unul din momentele în care evenimentele l-au depășit. Îmi pare rău. Totuși, ce poate face un singur om atunci când minerii care n-aveau ce căuta la București au venit totuși? Este trist? E o întrebare foarte grea. Vă rog. Profit de faptul că sunteți aici și admir sinceritatea absolută a dumneavoastră. Păi, dar n-am încotro. Mulțumesc pentru asta. Dar n-am încotro. Eu trebuie să vă spun cele întâmplate. Și atât, n-am voie să ies din partitura celor care s-au produs cu adevărat. Domnule profesor. Nu ne putem permite la peste 30 de ani de când toate acestea s-au să produs, ne mai jucăm cu adevărat. Să nu, să mistificăm, să încercăm să tragem perdeaua, să nu se vadă ce s-a întâmplat atunci. Momente grele, că m-ați întrebat, domnul Ghilea, au mai fost și vi le-aș putea spune. Dar unele dintre ele prefer să vorbesc la lansarea de carte. Cu mare atenție o să vă ascultăm. 2023. Sunteți un om cu o analiză fantastică. Care sunt astăzi riscurile pentru România? Și ce trebuie să facă România astăzi în acest context incredibil de instabil? Incredibil. Este o întrebare care s-ar putea adresa așa formulată, cum ați binevoit să o faceți dumneavoastră, întregii Europe și nu numai României. Cât despre România, România este pe un parcurs în care ea n-are încotro, este inevitabil să renască. Asta trebuie să facă România. Dar ce riscuri are față de această renaștere fără de egal în tot parcursul ei istoric de până acum, vom mai vorbi despre asta. E un subiect care îmi place foarte tare. În schimb, ne paște un foarte mare risc. Prea multă incompetență, prea multă impostură, prea multă lipsă de... Eram să zic lipsă de rușine. Bine că n-am zis.
a unora care ocupă locuri de frunte în spectrul puterii și n-au ce căuta acolo. Acești oameni trebuie să cedeze puterea altora, desigur, că pe cale electorală, că n-avem alte mijloace într-o democrație decât calea electorală. Aici va trebui să fim noi mai atenți, să ne selectăm mai bine valorile umane de asta dată de care România dispune. Și probabil că ăsta e și punctul de plecare și principalul nostru atu. Pentru că și eu și dumneavoastră, ca martori în epocă, nu ne îndoim că avem destule valori umane care pot ocupa locuri care de mult îi așteaptă să le ocupe. Acei oameni de vocație, pentru că nicio renaștere a României de-a lungul ultimilor, să zicem, un secol și jumătate, n-a avut loc decât atunci când a dispus de o pleiadă strălucită de conducători, începând chiar cu Mica Unire a lui Cuza, recent aniversată și ea, și continuând cu Marea Unire de la 1918 și așa mai departe, când întotdeauna renașterea și reîmprospătarea nu s-a putut face decât cu oameni noi. Dacă nu facem această reîmprospătare, nu avem nicio șansă privind viitorul apropiat. Și o ultimă întrebare. Cât de mult pot influența serviciile unui stat, alegerile, trendul electoral, președinții, guvernele? Cum este întrebarea? Cât de mult poate influența puterea? Puterea. Hai să spunem generic. Da, generic puterea. Cât de mult poate influența puterea ceea ce se petrece cu electoratul? Îmi permit să zic că în prea mică măsură, dacă judecăm, din perspectiva rezultatelor electorale cele mai recente. Puteți vedea cât de flască este structura puterii, cum unii cad și alții se ridică, cum aceia care se ridică după aceea mâine, într-un viitor apropiat, ajung în pușcărie, avem cazuri recente, nu le putem eluda nici pe acestea. Și atunci, la întrebarea aceasta spunem așa, că din ce în ce se produce o involuție în posibilitatea puterii de a influența ceea ce se petrece în electorat. Dar asta este tot o slăbiciune a puterii, pentru că electoratul poate fi condus cu fermitate către un rezultat dorit, numai dacă tu ai performanță. Iar dacă n-ai performanță, să mă ierte Dumnezeu, pentru ce mai ești acolo, în scaunul puterii? Așa este. Dacă, mă rog, discutăm în acești termeni. Vă mulțumesc mult de tot. O să mai facem exerciții de sinceritate. Poate fi un titlu de carte. Exerciții de sinceritate. Vă mulțumesc mult. Doamne ajută, domnule Ghelea.